Suntem în plină campanie electorală pentru locale, una tipică, cu multe reguli și restricții. Campania electorală în politica românească din anii 90 și până în prezent a fost însă un deliciu pentru jurnaliști și a oferit o grămadă de subiecte de discuție în spațiul public. Eram obișnuiți să auzim de clasica șapcă, găleată, punga cu merinde, calendarul sau chiar magnetul electoral. Ei bine, an la rând, politicienii au încercat să convingă electoratul să-i voteze pe ei cu ajutorul unor astfel de tertipuri promoționale, în lipsa unor reglementări concrete și a unei legislații aplicate, bineînțeles. Prezentul nu este la fel de permisiv cu astfel de încercări de manipulare a oamenilor cu drept de vot, dar ne putem aminti cu nostalgie acele momente și putem să facem o trecere în revistă alături de jurnalistul Bogdan Stoica, alături de mine în platou. Sărmâna! Bine ai venit, Bogdan! Masa este plină, puteți observa acest lucru, avem masa plină pentru că ai venit cu foarte multe cliante, pungi, da. Afișe... Tot ce le-a debitat mintea de-a lungul timpului. Tot ce au folosit candidații în anii trecuți pentru a-și convinge electoratul. Cu ce vrei să începem prezentarea asta? Cu siguranță, pentru că sunt foarte multe, cu siguranță sunt unele foarte, foarte interesante care ți-au atras atenția. Da. Și aș vrea cumva să ne raportăm, să ne raportăm puțin la cum erau campaniile electorale înainte și cum încercau candidații să-și convingă. Masa asta e dovada clară că acele campanii erau pline de bani negri. Pentru că multe din lucrurile astea sunt foarte scumpe, nu au ce căuta într-o campanie, precum vezi, și nici nu justificau banii pentru că nu întreba nimeni. Dacă vrei să râdem de cele amuzante, cea mai amuzantă mi se pare asta, dar trebuie să o apuc așa. Este singura fotografie cu un președinte din lume în care președintele arată acel deget care nu trebuie arătat. După ce a fost difuzat, a fost oprită de la difuzare, a devenit o mică mare raritate. Domnul președinte ține coala într-un mod în care n-ar trebui să țină. La fel de amuzant mi se pare acest pliant cu domnul Teodor Meleșcanu, care promitea o presă de ulei în fiecare sat. Eu chiar mi-am imaginat un sat de mocani la munte sau un sat de pescari din delta. Păi ce facem cu presa de ulei de nădă ăsta? Nu se începea școala fără un orar semnat de domnul deputat nu știu care, dacă se vede. Ăsta e un element foarte frumos, este un chibrit electoral, precum se vede. Și un chibrit care avea un avantaj foarte important. Te puteai duce să oferi un chibrit și nu numai un chibrit. Puteai să dai așa chibrit. Știi? Deci păgile electorale, mai ales alea din ziua votului, așa se dădeau. Se puneau bani în diverse chestii promoționale, ca să zic așa. Și se... da. Pentru fanii disperați ai partidelor, puteai să spui pe parbrizul mașinii, așa ceva. De altfel ne aducem aminte toate aceste... Da, da. Dacă alegerile aveau loc pe căldură foarte mare, un evantai de la doamna candidat la primărie și erai o divă undeva acolo, asta te rog să te uiți, să te amuzi. Dacă mai țineți minte, pe vremuri s-au vândut niște inele care arătau cum te simți în funcție de culoarea pe care o aveau când îl purtai. Ăsta e un card antistres, deci puneai degetul pe lângă domnul deputat pe acolo și vedeai dacă ești furios, dacă ești nervos. Iată, starea mea e moderată, așa îmi spune. Da, iar aici este un, dacă vrei, o eroare de campanie. Delia Cântăreața a venit și a cântat odată la Ploiești, a făcut niște poze cu niște fane și s-a trezit pe calendarul acestui domn, calendarul electoral, într-un grup de fete și aici. Săraca n-a avut nicio treabă, dar a simțit feedback-ul de la oameni. Aici, dacă vrei, încă ceva extrem de drăguț cu actualul premier al României, îmbrăcat în cowboy, cu alți 6-7 cowboy, nu știu dacă se vede pe aici, este domnul Orban în partea dreapta ecranului. Vreau să descalece în București și să salveze, mă rog, erau și naivități cumplite. O să vedem exact, sunt foarte multe, foarte, foarte interesante, dar între timp ni s-a alăturat discuției și domnul Dumitru Borțun, specialist în comunicare politică. Vă salut și pe dumneavoastră, domnule Borțun. Să rămână. Domnul Stoica a reușit să ne amuze. Exact. A reușit să ne amuze și chiar voiam să vă întreb dacă ați reușit să vedeți această prezentare și să vă întreb dacă v-a trezit această prezentare vreo nostalgie, așa? Nu, nu mi-a trezit nicio nostalgie. Eu am nostalgia după primii ani de campanie electorale, când existau niște viziuni despre buna societate, era un conflict între modele de societate bună. Prima campanie electorală câștigată de președintele Ion Iliescu în 1990 a fost o campanie a cărei miză a fost morală. Unii veniseră din afară
cu aura de rezistenți anticomuniști, fuseseră prin închisori anticomuniste, erau liderii unor partide istorice, ceilalți, Iliescu și restul, FSN-ul, erau considerați moștenitorii, continuatorii partidului stat. Ei bine, Ion Iliescu a câștigat cu 80 și ceva la sută alegerile, pentru că oamenii apreciau schimbarea, dar nu prea tare. Adică o schimbare, cum să vă spun eu, preferau un Ceaușescu zâmbitor, un discurs politic familiar care fusese auzit timp de 20 ceva de ani, dar să promită și schimbare și o viață mai bună. Asta s-a întâmplat, deci era o miză morală, după care în 96, când câștigă alegerile Convenția Democrată și Emil Constantinescu devine președintele României, venea deja cu altă viziune despre buna societate. Îi acuzau pe cei de dinainte că au ținut dezvoltarea României în loc, că au blocat integrarea României în Europa. Toate astea erau mize adevărate. Ce se întâmplă, doamna Bradeș, ce se întâmplă după 2000? Începe marketingul electoral. Deci se maturizează stafurile electorale, cum foarte bine a spus domnul Stoica, se trece pe cucerirea electoratului prin mijloace de tip fie teamă, fie speranță, iar acolo unde nu ai ce discurs să dai, dai bunuri, dai șpagă, dai găleți, cizme, brichete, șepci. Adică există un strat, întotdeauna există și peste tot, dar depinde cât de mare stratul ăsta de la o țară la alta. Există un strat al electoratului la care nu ajunge niciun mesaj politic. De ce? Pentru că acest strat este apolitic. Ce să-i spui în termen politic? Îi dai ceva. Și atunci îl faci, îl fidelizezi oarecum și e un fel de promisiune, de intenție de vot și așa mai departe. Niciodată nu s-a calculat pe bune. Niciun partid n-a făcut asta. Se numește studiul de impact în teoria relațiilor publice. Să vezi care este efectul acestui gen de marketing electoral. Ce vreau să vă spun? Ceea ce discutăm noi aici, și ați început foarte interesantă discuția cu domnul Bogdan Stoica, ține de o evoluție la nivel mondial. Toată comunicarea politică, inclusiv cea electorală, evoluează spre societatea spectacol, evoluează spre personificarea mesajului electoral, contează foarte mult datele personale ale candidaților, discursul lor, șarmul lor, capacitatea de a se duce. Nu mai e atât de importantă viziunea despre lume, despre buna societate și proiectul de societate pe care îl propui. Și știți de ce? Pentru că așa cum spune foarte bine Jil Lipovetski în Amurgul Datoriei, oamenii de astăzi nu mai vor să schimbe lume. Nu mai au proiect de schimbarea lumii. Nu mai vor altceva. Așa că dacă te duci și le vorbesc despre o capitală mai bună, mai frumoasă, mai estetică, mai ecologică, le vorbești despre o Românie mai onestă, mai cinstită, foarte puțin receptiv la genul ăsta de mesaj. Din păcate, este vorba de un trend mondial. Nu îi mai interesează să vă spun, un zolăn, un trebuie să. Îi interesează ceea ce există, stai. Ceea ce ne adaptăm la ceea ce există. Vă propun, domnule Bogdan, să mai vedem câteva materiale electorale de acest gen. Dacă îi spui un om de la țară că suntem conduși de hoți și se spune, hai domnule, dai dumneata de urâții afară din țară. Deci un fel de resemnare cu ceea ce este, oamenii nu mai vor. Și atunci cu ce să faci campanie electorală? Ce arată domnul Stoica acolo? Asta e starea de fapt în mai toată lumea, nu doar la România. Eu chiar aș vrea ca domnul Bogdan Stoica să ne mai arate din aceste măsuri. Domnul profesor, dreptate, oamenii acceptau asta cu drag, pentru că de cele mai multe erau singurele lor contacte cu politicieni. Nu veneau niciodată în comunele lor, în satele lor, și pe urmă se trezea cu o șapcă. Se trezea cu un șorț de gătit prin bucătărie. Uitați-vă, un șorț. Deci, eu mă întreb... Se vede că a fost și folosit. Da, asta chiar a fost folosit. Cred că și la repara mașina a fost folosit. Un fular PNL, foarte frumos și el. Ce să vă mai arăt? Aș vrea să ne întoarcem la electorale, pentru că
De exemplu, de candidatura domnului Sărescu a uitat toată lumea. Și a avut o campanie foarte mișto și eu zic că merită investigată asta, așa, ca istorie, pentru că Gabriela Firea a fost șefa comunicării în acel moment. Nu e adevărat, vă contrazic. Am văzut, venea cu șeful dânsul... comunicării eram eu. Doamna perfect. Gabriela Firea era secretar de stat la Departamentul Informației Publice. Era tot era timpul cu domnul Sărescu. Guvern. Însă domnul Sărescu a ținut morții să facă distinția clară între resursele publice de guvern și resursele proprii pe campanie electorală. Nu a amestecat borcanele. Nu l-a amestecat, dar doamna Firea era tot timpul cu dânsul. Nu-i problemă. Aici este domnul... Nu, era dosarul... pe linie de premier. Da. Pe linie de candidat nu era. Se poate. Nu era. Era aici domnul din dosarul geanta cu bani de la Ministerul Turismului. Aici este un program al campionatului mondial de fotbal. Eba, de care iar s-a uitat, drăguța de ea. Cu... Și aici ceva care mi se pare colosal de stupid. Cineva a făcut magnet de frigider cu moaca lui. Eu am un singur magnet pe frigider cu fiica mea. Adică nu trecem de nivelul ăsta să-mi pun pe frigider moaca unui nimeni din politică. Îl avem și pe domnul Becali. Avem aici un personaj mai degrabă, mai mult decât faimos. Deci domnul Sebastian Ghiță. Ce să vă mai arăt? Avem cu toți, avem ziare de război. Undeva pe aici este un ziar în care domnul Stolojan spune foarte serios să salvăm orașul Băicoi. Pare un banc, adică toată masa asta e un banc, de fapt. Cu siguranță sunt și momente din campaniile electorale trecute de care ți-aduce aminte. Pot să spun unul absolut... Mă rog, atunci mi s-a părut odios, acum mi se pare amuzant. O comună, Scorțeni, în Prahova, se anunța să murise primarul și erau alegeri anticipate. Desant complet, era plin de chestii de-astea. Un partid plătise toate datoriile de la magazinele din comună, alea pe caiet. Zburau chibritele cu bani. Era... Și m-am dus și eu să dau niște flyere de-astea. Eram un naiv cu nu vota după ce îți dă. Mi-au făcut dosar plângere la poliție pentru încălcarea legislației electorale. Pentru că am folosit doi copii să împrăștie alea. Eu nu știam comuna. M-au băgat și la muncă cu minori. A fost dosarul încă vreo 3-4 ani. A ajuns pe la parchetul Câmpina când s-a clasat că n-aveau ce să facă. Dar nu o să vin niciodată campania aia în care ei aruncau cu bani. Le-au permis până și să fură lemne din pădure. Și pădurarul era de la partid. Adică, cred că campania electorală ar trebui văzută așa la firul ierbii, în zonele astea. Pentru că în orașe se țin de reguli. Aici cel mult pun niște panouri ilegale, închid ochii toți și asta e, ne facem afișaj. Dar la țară vă asigur că e jihad electoral de la un cap la altul. Și vorbim în continuare despre această campanie electorală, domnule Borțun, și nu putem să nu ne întrebăm și cum s-a schimbat discursul electoral, discursul politic în toți acești ani. Pentru că dacă înainte vedeam că sunt aceste materiale promoționale, să spunem așa, care erau distribuite din poartă în poartă, acum aceste materiale nu mai sunt permise și tot ce contează este vorba, tot ce contează este discursul. Cum vedeți că s-a schimbat acest discurs în ultimii ani? S-a schimbat într-un sens care se leagă de ceea ce vă spuneam mai devreme. Dacă în primii 10 ani campaniile electorale, și generale, și locale, erau axate pe proiecte, pe propuneri, pe discursuri de cele mai multe ori sau în cea mai mare parte pozitive, după anii 2000 au devenit tot mai negative, tot mai delimitare, discursul de delimitare de ceilalți și discursul de acuzații și de etichetarea acelorlalți candidați. S-a ajuns până la injurii odioase și până la un limbaj extrem de trivial. Vreau să vă spun că dacă vreți să avem o viziune culturologică așa asupra fenomenului, e un fel de punerea culturii de mahala adusă în centru. În mahala există această relație între găști. Ce faci, mă? Te-ai luat de soră mea? Te-ai luat de ai mei? Dau în tine? Adică un fel de gășcăreală de asta între grupuri și o ură sinceră între ele. Ceea ce vedem de regulă între grupurile interlope sau între galeriile unor echipe de fotbal de cartier. Iată deci că acest tip, acest pattern cultural, acest model, acest mental a intrat în campania electorală. Și uitați-vă ce spun oamenii ăștia de la tribună, de la cea mai înaltă tribună a Parlamentului, unii despre alții. Vom vedea și cu ocazia moțiunii pe care o așteptăm mâine.
Dar deci, nu se pare normal, dat fiind că politicienii sunt din ce în ce mai hoți și mai de proastă calitate? Voilà, se pare sunt normal tot mai că... de la Mahala, corect. Da, nu vi se pare normal corect. Că și lumea a devenit mai vocală împotriva lor? Adică în anii 90-2000 nu știam multe lucruri despre oamenii ăștia. În 20 de ani, cei mai mulți au făcut o droaie de chestii controversate. E normal să-i placem mai puțin decât în 2000. Cred că și soția ți-o place mai puțin după 20 de ani, nu mai mult. Adică mi se pare un fenomen natural. Faptul că înjurăm, înjură și ei, e și internetul un loc liber, un câmp de înjurături cultivat cu grijă, și faptul că s-a dus în derizoriu și s-a distrus calitatea, e tot din cauza politicienilor, pentru că ei sunt o calitate mult mai proastă decât erau. Adică vine un băiat cu ceasuri și noi să-l tratăm cu respect. Nu se mai poate. Vă rog, domnule Borțun, vedeam că aprobați... Nu, are mare dreptate. E vorba de cum au evoluat oamenii politici și candidații propuși de partid. Bun, vedeam... te rog. Petre Roman, drăguț, simpatic și mic. Am și o colecție mare de cărți poștale, nu știu dacă ajută la ceva. Avem un stolojan tânăr, Încu Nisărescu, un stolojan cu mânecă scurtă. Uite încă ceva ce am uitat, să-ți arăt un odorizant de mașină. Mai avem un carnețel, nu știu ce vreau să ne notăm, carnețel cu pixuleț, cu încă un magnet de frigider. Asta mi se pare, deci pentru mine este culmea. Accept să-mi bagi în casă niște chestii, dar să-ți imaginezi că aș pune o moacă de politician pe frigider, denotă niște narcisism. Aici avem domnul Petre Roman. Și domnul Roman a avut un marketing avansat. În 96, flyerele lui erau cu testimoniale pe care scria mi-a luat casă la preț de televizor, el dăduse legea caselor. Erau niște aberații îngrozitoare pe acolo. Îmi pare rău că dedesubt, sub toate astea, sunt niște afișe colosale. Este un deputat care spune, votează-mă că peste 4 ani o să mă uit în ochii tăi. De parcă, ok, toți vă uitați în ochii noștri și faceți numai mizerii și iar vă uitați în ochii noștri senini. Și, adică, nu știu ce speră să obțină cu mesajul ăsta. Năstase avem cu Joana, Năstase fără Joana, avem faimosul contract cu România, al lui Emil Constantinescu. Cred că a fost cel mai primul mare succes de marketing politic. Ăsta a fost. Ne-am dat iluzia armată de 15.000 de specialiști. Da. Aș vrea să vă întreb, toți acești oameni pe care i-ați arătat, vi puteți imagina înjurându-și adversarii da. Și folosind etichete? Nu făceau atunci, dar acum da, sunt dispuși toți să scoată cureaua de la pantaloni și să-i tragă o mamă de bătaie, vorba vine adversarului. Nu mai au nicio limită, nici unii, și oameni decenți au devenit penibili în momentul ăsta. Domnul Constantinescu probabil că nu o să o facă niciodată, probabil nici domnul Isărescu, deși l-am mai văzut și pe dâns cu niște accente așa mai pe zeflemea. Dar una peste alta, nu ne mai putem întoarce unde am fost, decât dacă îi dăm pe toți afară și aducem alții din altă țară, probabil. Care au fost campaniile, totuși, campaniile electorale care au avut cel mai mare impact asupra electoratului? 2012. De ce 2012 a fost... Bani foarte mulți negri. Dosarele care sunt acum pe la DNA se referă fix la perioada aia. Îți dau un exemplu, în județul Prahova, eu am fost ziarist în Ploiești, au venit tiruri întregi cu zeci de mii de jachete de iarnă, cu zeci de mii de saci de dormit. Se duceau tiruri de porci și se descărcau în comune. Deci, efectiv, intra cu tirul, îi cobora platforma și dădea drumul la porci prin tot satul ca toată lumea să-și ia un porc. Au fost niște chestii care nu s-au văzut la televizor. Lumea s-a concentrat pe București întotdeauna și pe magneții de imagine. Dar în teritoriu a fost ceva incredibil. Plus toți șefii de deconcentrate, care lucrau cot la cot cu... De asta și a apărut în legislație că nu mai e voie să fii membru de partid sau să faci campanie. Pentru că te trezeai la un meeting electoral și cu șeful poliției, și cu șeful ANPC, și cu șeful DSV, și cu... Și nu mai mărea nimeni. Adică opoziția era pur și simplu înghesuită, oricare a fost ea. Pentru dumneavoastră, domnule Borțun, care a fost campania electorală care v-a marcat, să spunem așa, sau care considerați că a marcat cel mai mult electoratul? Pe mine m-a marcat personal campania din 2000, când am lucrat pentru candidatul independent Mugur Isărescu, dar m-a marcat și pentru acel joc extraordinar de figuri. Locul întâi în primul tur Ion Iliescu, locul doi Vadim, pe rol de sperietoare, și tot electoratul se mută de partea lui Iliescu. Este o schemă electorală pe care pe care a făcut Iliescu.
cu câteva luni înainte în Franța, cu Jospin și cu Jacques Chirac. Deci, același fenomen pentru a scăpa de Le Pen. Iată, deci, sunt anumite strategii de astea care nu știu dacă se aplică transnațional, suprastatal, dar care rezolvă niște probleme locale pentru a nu demara spre... nu demara, am vrut să spun alții, a derapa. Pentru a nu derapa spre poziții extremiste într-o țară sau alta. Pe mine, campania din 2000 m-a frapat cel mai mult și e memorabilă pentru prin astfel de metode. În ceea ce privește investiția asta în aparatul de vot, este cea din 2012, cum spune domnul Stoica, pentru că s-a investit enorm, erau foarte mulți bani negri, are dreptate, și dânsul a descris foarte bine aici, parțial, dar foarte bine. Și cu talent a descris ceea ce se numește mașinărie de vot. Mașinăria de vot a unui partid și pe care de regulă PSD a avut-o în permanență, este un fel de complicitate de asta, politico-administrativă, polițisto-bisericească, în favoarea candidaților respectivi. Este o mașinărie din care n-ai cum să ieși, iar opoziția este strivită. Iată de ce vă spun că până acum, dacă facem o vedere realistă, cu riscul că e cinică, dar realistă asupra campaniilor electorale din ultimii 30 de ani, niciodată nu s-a asigurat un pluralism autentic și o libertate de vot autentică. Niciodată. Mulțumesc foarte mult, domnule Dumitru Borțun, pentru prezența în jurnal și pentru toată această detaliere a campaniilor electorale. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Stoica. Mulțumim că ai venit cu toate aceste materiale. Sigur. Și astfel ne-am amintit cum se desfășurau campaniile electorale în trecut și așa ne putem gândi la diferențe. De ce am scăpat. Ce am avut și ce nu mai avem. Mulțumim foarte mult. Și eu mulțumesc.